revenit din pauza de publicitate în continuare alături de noi domnul profesor Ionuț Popa cu amintiri din copilărie, nu prea sunt din copilărie, dar cam așa sunt. După cum spuneam, 5 ani foarte frumoși la Iași. Ați simțit vreodată că vreți să renunțați la povestea cu Iașiul? Pentru că au fost și momente dificile. Da, au fost momente, au fost când... De exemplu, n-am câștigat 7 meciuri. Și la rând. Și după aceea vezi flerul, cum am spus înainte. Nikita m-a chemat la și m-a zis, bă, profesor, ce face? Și zic, doamne, zic, asta e fotbalul. Și m-am gândit atunci când m-a întrebat, doamne, mi-era mie rușine că nu puteam câștiga ca antrenor, dar au urmat 7 jocuri care n-am pierdut, 5 victorii și 2 egaluri după aceea. Și am rămas permanent la Iași. După aceea am avut un contact cu Vasluiu. Nikita a câștigat alegerile în 2008 din nou și zice, nu pleci la Iași acum de la Vasluiu dacă am câștigat alegerile. Am rămas din nou la Iași. Totdeauna când veneam din vacanță îmi făceau niște primiri din astea așa deosebite. El era cel care dirija totul din umbră, știi? Amfitrionul, da. Da, dirija totul, era presa, toată lumea acolo. Hai repede, de fapt, antrenamentul, discuți cu jucătorii că ne așteaptă masa. Deosebit, marțea, vinerea, duminica, pe mine mă încântau că aveau Olbă în joc și trebuia să rămân și eu, mai jucam și eu cu ei câteodată când aveam chef, dar rămâneam la o masă, la o discuție cu ei, cu toți oamenii care... N-are rost să povestesc numai lucruri frumoase care m-au încântat. Păi numai lucruri frumoase. Și care m-au făcut să rămân permanent. Rămâneam câteodată la 11, 12 noapte. L-am luat odată pe Benone, pe două. Hai să mergem la mănăstirea Hadâmbu să vedem o slujbă la 12 noapte. Numai eu cu el, știi cât era afară, minus 20 de grade. Eu conduceam, era o zăpadă, un ghețuș și noi doi. Când ne-am dus acolo, am crezut că e lume. Numai noi doi eram. 5 preoți și noi doi. Eu am și dormit în biserică. Am dormit, pe cuvântul meu, că așa am fost. Până la vreo o jumătate, profesor, hai să plecăm, că zice, să uită ăștia la noi preoți. Multe din astea am pățit. Să mergi tu la 1 noapte, am stat, am jucat fotbal, am mâncat cu ei, să termina până la vreo 9-10. Primarul, ce face? Îmi spunea Nikita. Zic, aștept să... Mă, tu ai nebunii, cum să te duci? Zic, uite, Benone a zis că vinerea acolo e o slujbă frumoasă la biserică, la asta ce vreau să văd și eu. M-am gândit, sunt plin de oameni acolo, când acolo numai noi doi am fost. Și se uitau și preoții, erau 5 preoți care își făceau slujba, își făceau meseria. Și am stat, eu cât am stat jumătate de oră, dar m-a prins căldura acolo în biserică și frigul, afară spun... Crăpau lemnele, crăpau pietrele, așa era de frig, un ger minus 20 de grade și visculea zăpadă, nu era multă zăpadă, dar așa scurt și cum era și drumul. Ne-am făcut datoria amândoi, am mers încet și am fost mândri. Și v-a ajutat Dumnezeu. Am fost mândri că am fost la biserică. Ați plecat într-un cantonament în Italia cu autocarul. Pentru că toată lumea știe faptul că Ionuț Popa nu prea merge cu avionul. Da, ne-am dus, nici nu știu, cred că am mers zi, noapte, noapte, zi, cred că am câștigat două turnee de la Norcia. Avem două salatiere mari acolo, cupe, eu le-am câștigat cu echipa. În turneele de la Norcia, unde am întâlnit multe echipe străine, ne-am și pregătit în Italia, dar am avut satisfacția, am câștigat acel turneu. Și am avut condiții deosebite acolo, în Italia a fost frumos, am fost și la un meci în Liga la un meci în Liga a doua și o domnișoară așa drăguță ca și tine, la pauza unui meci a venit și mi-a spus că e din Galați și că lucrează la televiziune aici și dacă știu limba italiană să comentez cum a fost prima repriză. M-am dus, am comentat în limba italiană, ei m-au felicitat, m-au și prezentat că s-a întâlnit o echipă de Liga 1 care sunt în pregătire aici și a fost foarte frumos. Cu echipa am fost, după aceea ne-am dus la Vatican, am dus echipa la Vatican neapărat, a fost așa un vis. Am stat cu autocarul, ne-am dus la Roma, am venit
ceva, ceva frumos de tot. Deci tot a fost bine că ați avut autocarul. Da, sigur că. Să vă ducă peste tot. Da. Aveți un meci care v-a rămas mai mult decât altele în suflet de la Iași? Sau vă puteți opri la un singur meci? Da, mă opresc la unul care a fost așa pentru mine incredibil. Am pierdut acasă cu FC Național 3-2. Am condus 1-0, am avut bară, am avut 11.000 de ocazii și au egalat ei 1-1 la pauză. După pauză, am dat gol, nu, 2-1 s-a terminat pentru adversari, nu 3-2. După pauză am continuat cu ocaziile ratate, a venit 11 metri. Onofra și-a dat pe lângă poartă. Am ratat, iar au venit ocazii, am dominat jocul, din nou 11 metri pentru noi. Și zic, dă Radu Ciobanu. Se duce Radu Ciobanu și dă peste poartă. Și în ultimele secunde, degajează portarul lor, preia Chihaia și dă peste portar în poartă și pierd meciul cu 2-1. Am crezut că nebunesc, am crezut că fac infarct. Deci după ce am avut atâtea ocazii, am ratat și 2-12 metri și mă bat așa în ultimele secunde. El a fost cel mai urât meci care l-am trăit în viața mea, alături de unul care l-am pierdut și deși am promovat cu Bihor atunci în Liga 1, l-am pierdut la Alba Iulia, care era pe primul loc, conduceam cu 3-0 pe minutul 75 și am pierdut 4-3. Și am condus cu 3-0. Îl aveam în echipă pe Naidin, care mai târziu l-am adus aici și care nu ne venea să creadă, era și căpitanul echipei la Bihor. Am rămas în 10 oameni din minutul 30, dar până în minutul 75 era 3-0 și am pierdut 4-3. Astea două mi se par cele mai urâte jocuri din viața mea. Dar cele mai frumoase? Cele mai frumoase, în primul rând, victoria cu Steaua. După aceea pot să spun cele 5 promovări care le-am cu toate echipele la care am activat. Ultimele meciuri, 5 care au dus promovare la fiecare echipă, mi se par frumoase. Meciul pe care l-am jucat la București, dar și cu Steaua aici, după Real Madrid, când am jucat Steaua, i-am bătut 2-1. Un alt meci fabulos a fost perioada aia, săptămână, Steaua, CFR Cluj, și le-am bătut pe amândouă. Și acum victoria cu la Timișoara, cel mai frumos meci, cel mai interesant, că i-am bătut pe Dinamo la București. Eu mă gândeam că o să-mi spuneți despre CFR, că ați făcut și tumbe pe marginea pe terenului. Pe CFR am prins și că mi-am bătut peste tot. Da, am făcut o tumbă, acolo la 4-0, că era incredibil. Și acum mă doare umărul, zău, mă doare umărul așa. Da, a meritat. A meritat, dar s-a întors rezultatul. Ai văzut, la 4-0 era să fie 5-0 și eu mă dau peste cap. Și să face 4-3. Domnule, ce mai... Cam basme. Nu mai știam ce-i cu noi. De, și ăla, mi se pare un joc și un... nemaipomenit așa, dar... Asta l-aș cataloga eu. Faptul că, la un moment dat, Iașu, în meciul de deplasare, într-un campionat, a avut vreo 17 puncte, mai mult decât... Cred că locul 2, 3, 4, prima echipă nu m-a mai făcut atâtea puncte. Și aia însemna că având echipă care se bată în deplasarea echipei. Era interesant de făcut paralela între imaginea de poker face a lui Dan Petrescu și tumba dumneavoastră. Au fost date concomitent la un moment dat pe TV și chiar era interesant de urmărit psihologic cum funcționau cele două stări care erau cumva la pol opus. Bine, era și normal, că și scorul de pe tabelă era. Sunt prieteni, eu cu Dan Petrescu, îl apreciez foarte mult. Înainte de joc, nu l-am văzut, nici prin curtea pe acolo la vestiar, nu l-am văzut. Și am intrat pe tunel, mergeam cu echipele să înceapă joc, eu m-am dus în banca mea și m-am uitat să văd unde e Dan, îl văd. Și mă duc la el, ne-am îmbrățișat. Și zic, mă, te-am căutat, dar nu te-am văzut, prietene. Cum? Că de două zile sunt aici, spune mie. De două zile sunt timp și nu ai vrut să mă cauți. Hai, mă, 4-0. Am înțeles că el era nemișcat pe bancă. La 4-3 eu stăteam înlemnit și el era... Își revenise cât... Da. Așa, ceva, ceva, ceva. Este o echipă care nu cred că bate nimeni în țară, la ora actuală, pe ce precluși.
credeți în toate poveștile astea care se spun că au penaltiuri inventate la fiecare meci, că le câștigă cu arbitrii, că... Bine, meciul cu ACS Politimișoara stă probabil mărturia faptului că nu prea e adevărat ce se speculează. Nici Alexandru Tudor numai. La un moment dat era 4-0 și nu știai. Dacă dădeam 5-0, ăla, cred că era, le mai dădeam două. Era scorul campionatului. Dar a venit acea greșeală a lor, pentru că nu i-a permis, când mingea este în aut, trebuie să dea afară. Clar. Au dat gol. Golul 2 a fost cam offside și golul 3 un jucător, dar mi-a vrut să o scoată și a dat în vinc la noi. 4-3. Dar, repet, noi am avut posibilitatea, a scăpat un jucător de-al meu singur cu portarul, 5-0. La 5-0, cred că făceam două tumbe numai, mă prindeau pe teren numai. Vă durea și celălalt umăr acum. Nu, că știu să sar puțin așa, ca și îmi spuneau ăia toți, am auzit că făceau o reclamă acolo la seritura mea. Am primit un telefon de la Arșinel, Alexandru Arșinel, și Arșinel la telefon. Zic, da, să știi că te iau la teatru Tănase. Ai făcut o dubă, niciunul de la noi nu face așa tunde. Și îți urmăresc toate evoluțiile. Bine, zic, domnule. Sunteți urmărit? Și toți, da, și spuneau, domnule, Drăgulescu ăsta, cum, mă, ăsta e campion european, zice, bă, dar, bă, să știi că ăsta face săriturile mai bine ca Drăgulescu. Deci puteți să participați și la Olimpiadă, da, dacă vă propuneți. Un meci de care mi-aduc eu aminte, cu plăcere acum, nu știu dacă a fost foarte mare și pentru dumneavoastră, a fost ultimul meci al Politehnicii Iași din sezonul 2015-2016, când iarăși s-a întors scorul în favoarea noastră de această dată. Și tot mulțumită unui zâmbet părintesc al lui Ionuț Popa de pe marginea terenului, Iașul s-a dus în cupele europene. Ce blesteme m-a primit-o de la Craiova și la ea, bă, ați rezolvat meciul. Noi am avut atunci vreo 15 jucători. Au și plecat, majoritatea străinilor au plecat. Au rămas, mi se pare, Lorente, Hernandez, Torres. Și n-am avut stopper și l-am băgat pe Elec, care era vârf. L-am băgat stopper, fundaș central. Am condus cu 2-0 la un moment dat. Au debutat vreo 6 copii în echipă. Mai lat, care acum este în echipă, a dat gol atunci. Și Zicu și Croitorul, la un moment dat, nu mai puteau să alerge. Primul tur 60-65, am băgat din nou 2 copii și atunci a revenit Iașu și toată lumea. Bun, noi nu mai aveam nimic. Cu un ochi plângeați și cu unul râdeați? Cam așa stăteau lucrurile? Nu, m-am bucurat pentru Iași, că a reușit să joace în cupele europene. Să știți că la 2-0 trebuie să vă fac o mărturisire. Eu am zis-o pentru că chiar credeam cu tărie că se poate califica Iașul. Am zis, dom'le, 2-0 e cel mai periculos scor. E adevărat? Chiar e? Sau e doar un mit? Noi așa spunem, de pe margine. Da, toată lumea zice așa, nu știu dacă e chiar așa. Pentru că intervine practic relaxarea, am văzut și la Botoșani etapa trecută cu Iașul. Intervine relaxarea aceea, 2-0 pentru Botoșani în minutul 9 și deodată au sărit ai noștri și s-a făcut 2-2 până în minutul 28. Da, nu este scris așa, nu e oficial să... Clar, nu. E cumva jumătate mici și jumătate... Dacă am 2-0, greu pierd, eu ca antrenor. S-a întâmplat, atunci norocos pentru noi. Da. Dacă am 2-0, deci să ne-ți bine joc, echipa e montată, greu pierzi, da, mă rog. Spuneați despre victoria împotriva celor de la Steaua, imediat după ce au jucat ei cu Real Madridul. Țin minte că a fost al doilea autogol al lui Bănel Nicoliță în doar o săptămână. Și iarăși țin minte o declarație ale lui Adrian Ilie de după partidă, care era director sportiv pe atunci la Steaua și care spunea că nu înțelege cum Iașul dintr-un singur șut pe poartă, cât a avut tot meciul, a dat două goluri. De-aia vreau să-ți mai spun ceva. Am jucat cu Steaua și am jucat cu CFR Cluj peste săptămână, două meci acasă. Și am bătut pe Steaua și... Hai să bem o pălincă la mine în vestiar, eu cu primarul, cu Dere, eram acolo și sună telefonul, suna Gigi Becali. Supărat. Da, ce băi, Popa, m-ai bătut, zice. Bravo ție. Să te văd cu CFR Cluj, îi bat și pe aia, zic, îi bat și pe aia. Să te văd. Și am bătut și pe aia și spune, bă, ești un român adevărat. Da, păi CFR-ul avea 90% stranieri pe atunci. Băi, ești un băiat de treabă, bun.
amintiri dintre astea, din afara meciurilor, sunt foarte multe, într-adevăr. Cum de n-ați mai scos acea cămașă la licitație? Tot ați spus că o scoateți la licitație și cred că ați fi făcut bani frumoși pe ea, cămașa din meciurile cu Steaua. Aia din 2004, deci da. Are cămașa 13 ani și vreau să spun că o păstrez atât de mult țin la ea și de multe ori când îmi iau un costum și nu-mi place cămașa care mă dă la costum sau ceva, bă, zic, nu mi se potrivește, las că mi-a iau cămașa mea. Înțelegi? Și de multe ori o port, n-am purtat-o decât atunci, n-am mai purtat-o, vă rog, dar țin la ea și este ca și nouă. Dar înainte o mai purtaseți? Adică era cumva norocoasă dinainte sau atunci a devenit cămașa norocoasă? Păi am cumpărat-o din București înainte de meci. Zic, hai să mă duc și eu în București și mi-a făcut cămașa, zic, bă, o iau. Și să facă că nu prea, zic, că umblu mai eu în tricouri, din aia. Hai că o iau pe asta. Am luat cămașa, deși aveam altă cămașă, una albă, pantalon negru aveam, mi-aduc aminte la meciul ăla. Și zic, bă, eu pe asta că e cu mânecă lungă, mă, nu stau eu cu mânecă scurtă, știi? Și mi-a plăcut. Culoarea așa, o iau pe aia. Era un blă, nu? Da, așa țin minte. Era o cămașă blă, într-adevăr. Așa, dunguliță așa puțin, da. Se vedea galben așa pe mine. Ați mai avut și alte, nu știu, accesorii care v-au purtat noroc? Mai aveți? De exemplu, tata Puiu e cunoscut pentru iconițe. Sunt unii care au tot felul de metanii. Nu o port așa. Bine, acum cămașa aia, pentru că toată lumea nu știe de ce s-a legat de cămașa aia, că era funcție și de melodia aia cu cămașa, nu? La camisa negra. Bravo! Și am văzut că, la un moment dat, am văzut într-un din ăsta episod muzical, așa, la un post de televiziune, era melodia asta și apărea cămașa mea, știi? Apărea mea cu cămașa. Da, numai că aceea din videoclip era una neagră. Da, da. Și mesajul era destul de tristuț, așa, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Aici era de veselie, era de veselie. De bucurie. Și probabil că au făcut eu paralelă, așa, și m-au dat cu cămașa aia și gata, a fost toată lumea. Am mai jucat, am mai, tot cu Steaua, am mai luat toată cămașa și am bătut. Și zic, uite acum, vezi, n-am luat cămașa aia la meci la Poli Timișoara cu Steaua. Asta vreau să vă întreb, de ce uite nu purtați și acum? Da, bă, uite să știi că dacă mă ajută Dumnezeu și ajung la meciul ăla, o port. Deși Ionuț Popa este recunoscut pentru faptul că e mai mult în training. Da. Și așa vă știm cu toții și așa vă stă cel mai bine. Mi-aduceam iarăși aminte despre declarația lui Dorinel Munteanu, care spunea că el a luat campionatul în training și nu știe cum să meargă el în costum la Champions League, pe când a luat campionatul cu Oțelul. Nu, dar să știi că la Iași umbla mult în costum. Știu. Dar ultima perioadă erați mai mult training, casual, da. Așa, da, să spunem. Da. În training și... Cam cu același tricou de joc. Am un tricou de joc, numai de joc, știi, pe care îl port. Și ăla norocos? Și acum cât e norocos, îl port tot timpul. Aveați tot timpul declarații spumoase când apăreați în presă și toți oamenii de presă de-abia vă așteptau și, și acum de-abia vă așteaptă. Sunteți, din punctul acesta de vedere, un punct zero al declarațiilor. E un izvor nesecat, practic, de declarații spumoase, de glume. De unde scoateți atâta pozitivism? Nu știu. De multe ori mă întreb și eu, zic, de unde mi-a venit ideea asta? Dar mizez în continuare pe un aspect care poate mă ajute. Eu spun așa, dacă n-ai umor, nu ești inteligent. Dar nu vreau să fiu inteligent. Vreau să am umor. Și vă iese. Și atunci am ies. Unii le savurează, alții nu le savurează. Unii sunt mai critici la adresa mea, alții de-abia așteaptă. Mi-aduc aminte, Sorin mai lucrează, filmează jocurile, Sorin. Da, da, sigur că da. O să lipsească mâine. De data asta, da, dar Sorin, e în concediu, momentan. M-am supărat... M-am supărat pe un ziarist, nu știu cum, ce s-a întâmplat. Și am zis, domnule, nu era tot ce obligativitate să vii la conferință de presă. Zic, nu mai vii la conferință de presă, nu mai vii la voi. Gata, că ați mințit, că nu știu ce și... Nu m-am mai dus. Și făceam scandal, bă, da, uite, așa.
Și m-a sunat Simona Pătruleasa. Era la sport atunci aia. Și mi-a zis, domn profesor, vă iubim toți. Și zice, Sorini, ce fac cu Sorin? Că mă bate la cap, că nu mai vreau să... Zic, las că discută cu el. Și domn profesor, am mașina în leasing, trebuie să mă ascultați. Bine, mă, Sorine, mă. Deci, pentru cei care încă n-au înțeles, este vorba despre binecunoscutul nostru cameraman, Sorina Domnicăi, pe care îl salutăm și îl așteptăm din concediu. Într-adevăr, Sorin este un personaj, la fel ca dumneavoastră, un personaj hâtru. Da. Și sunteți cunoscut pretutindeni în țară pentru faptul că sunteți și un personaj hâtru. Și am mai pățit una cu un ziarist de aici, cu Bip. Bip, zic eu, lui. Cum îl cheamă acum, a transmit el meciul la radio Iași. Liviu Suceveanu. Liviu Suceveanu. Mergeam în Republica Moldova. Într-o duminică, sâmbătă așa, și duminică m-am dus cu un prieten la... Aveam un prieten la Chișinău și zice, băi, dacă... Hai să mănânci la noi, la, să mâncăm la un restaurant în Chișinău. Hai, mă, că vin. M-am grăbit, mă, zic, i-am promis luna că mă duc și, bă, dar ce fac aia, urcă mașină și dau drumul. Și o calc, o calc, o calc, mă prinde radarul. Dom'le, bun de merge, dom'le, cu viteza asta. Păi n-am, dom'le, ce viteză așa mare am, ce n-ai băzit. M-am grăbit, o, când m-am văzut aia, undeva în apropiere de la Ungheni, sau... Da, la Ungheni. Zice... Înainte de graniță, cum câțiva kilometri, zic, doamne, mă grăbesc, uite, am rămas un prieten și bine să ne... Și el era cu mașina acolo, zic, da, păi, de asta e un ziarist extraordinar, cum îl faceți pe băiatul ăsta? Da, păi să aveți grijă de el. Și am plecat. Povești se pot spune, cred, vreo măcar 48 de ore, nu? Da. Aveți de povestit de la Iași. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm cu mare drag și data viitoare când veniți la Iași și poate, de ce nu, va mai fi vreo descălecare a lui Ionuț Popa la Iași, pentru că ieșenii vă așteaptă mereu cu aceeași căldură. Eu pot să vă garantez asta, că mă întâlnesc zilnic cu ieșeni care îi pronunță numele profesorului Ionuț Popa. Da, ți-am promis când ne-am întâlnit la Botoșani, că dacă vin la Iași, îmi face plăcere să port un dialog, un interviu pentru ieșeni, pentru că Iașiul și ieșenii mai sunt și din ăștia care te mai înjură, așa, dar... Întotdeauna vor exista cărcotași, fără ei nu putem trăi. Dar am atâția prieteni la Iași, mulți, mulți prieteni am. Nu există să nu vorbesc cu ei la telefon săptămânal. Astăzi am fost la un prieten, merge la nuntă, m-a și invitat acolo la castel. Are nuntă și zice, dar trebuie să vii, zice, îți dai seama dacă ai venit tu la nuntă. Zic, cum să vin, mă, la nuntă, că nu... Dar să vii, măcar 10-15 minute să te vadă lumea. Zic, cum să vin, mă, trenii la nuntă, nu mai contează, zice, cum ești, mă, să vii. Deci am rămas cu sufletul așa alea și am prieteni adevărați care vorbesc permanent, cu care vorbesc la telefon și dacă ajung prin partea de vest a țării, întotdeauna cu cea mai mare plăcere mă întâlnesc cu ei. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați stat alături, deși sunt sigură că v-a făcut plăcere să aflați și să auziți din nou povești depănate de către domnul profesor Ionuț Popa. Până săptămâna viitoare, când vă dau din nou întâlnire la Contraatac, să auzim numai de bine, sunt Laura Hulubei și rămâneți, bineînțeles, alături de Iași TV Live. La revedere!